Buciul, județul Bacău, continuă dispozitul articolul 69, alineatul 1 și articolul 68, alineatul 1 din legea numărul 215. Pe 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispune articolul 1, alineatul 1, se convocă Consiliul Local Bucim în ședință ordinară în data de 30 octombrie 2005, pe orele 10, la sediul primăriei Comunei Bucim. Ordinea de zi este următoare. Proiectul de 1. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bucim în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale satului Bucim, Comuna Bucim, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept și declararea ca vacantă a unui mandat de consilier local, inițiator primarul Comunei. Și aș mai cere aprobarea pentru, fiindcă e în regim de urgență, încă două puncte pe ordinea de zi. 3. Raport privind necesitatea inițierii proiectului de hotărâre referitor la aprobarea bugetului la investiția achiziție utilaj bulutoi excavator pentru reținere drumuri comunale în Comuna Bucim, județul Bacău. Raport privind necesitatea inițierii proiectului de hotărâre referitor la aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a avansului pentru proiectul achiziție utilaj bulto excavator pentru întreținere drumuri comunale în Comuna Bucim, județul Bacău. Și 5 diverse. Pentru buna desfășurare, domnul președinte, Cristea, Înainte de începerea ședinței, doamna secretară ridică problema referitoare la procesul verbal de la ședința anterioară. De aceea supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este de acord? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc, domnilor. De asemenea, supunem la vot ordinea de zi care este cunoscută. Cine este de acord? Împotrivă? Abține. În unanimitate și ordinea de zi a primit aprobarea ca votat. Declar ședința deschisă. În ceea ce privește prezența este statutară și rog pe domnul primar să expună conținutul proiectului de hotărâre de la punctul 1. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea doi reprezentanți al Consiliului Local Bucim ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Comuna Bucim. Doamne și domnilor consilieri, urmarea solicitării formulate prin adresa numărul 938 din 15.09.2015, Școala Gimnazială Bucium, de a desemna doi reprezentanți al Consiliului Local, Bucium în Consiliul de Administrație a Școlii, pentru anul școlar 2015-2016, am inițiat acest proiect de hotărâre prin care se oferă posibilitatea ca în plenul acestei ședințe să se desemneze cei doi reprezentanți solicitați. Menționez că rugămintea doamnei director a fost să transmitem în regim de urgență numele și prenumele persoanelor, motivat de faptul că trebuie comunicate către Inspectoratul Școlar Județean Bacău, astfel că în data de 16.05.2015, prin adresa numărul 3328, am răspuns în principiu adrese cu propunerile pe care le-am prevăzut și în conținutul proiectului de hotărâre. Respectiv, doamna consilier moldoveanu Gașcu Rodica și domnul consilier Tudor Florinel, ca persoane din învățământ sau care au activat în învățământ. Urmând ca în această ședință de Consiliu să se hotărască prin act administrativ. Mai precizez că inițierea proiectului de hotărâre are ca temei legal articolul 33 din Ordinul Ministrului Educației și Cercetării, numărul 4925 pe 2005, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere cele menționate, rog aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Domnule președinte, vă mulțumesc, domnule primar. Ați ascultat expunerea domnului primar de la punctul 1, așa că vă rog înscriere la cuvânt. Președinții de comisie. Membrii comisiei juridice au fost de acord, au analizat proiectul de hotărâre și au fost de acord cu cele menționate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă. Dacă sunt înscrieri,
domnul consilier, scrieri la cuvânt. Da, pentru că am fost una dintre persoanele numite ca și persoană de contact, făcând parte din Consiliul de Administrație al Școlii, îmi mulțumesc de încrederea acordată și sper ca relațiile de colaborare să fie ca până în prezent, dintre cele mai bune, datorită faptului că sunt atât în interes local, cât și al cadrelor didactice pe care le reprezint. Mulțumesc, doamna Mădureanu. Lista este deschisă, domnilor. Are cuvântul domnul Mateiaș. Domnul consilier, considerăm că cele două persoane care au fost numite sunt persoane, într-adevăr, prin care merită și sunt persoane pregătite. Și consider că o să achite de această datorie. Sunt de acord cu cele două persoane care s-au ales pentru acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc, domnul Mateiaș. Dacă mai sunt în aștept la acest proiect de hotărâre. Vice. Domnul Vice. Domnul Vice, Mihalache. Vă mulțumesc, domnul președinte. De asemenea, vreau să menționez că nominalizarea persoanelor care ne reprezintă în Consiliul de Administrație, deci este justificată, având în vedere că doamna consilier Moldoveanu Gașcu-Rodica activează ca și cadrul didactic și vreau să precizez din punctul meu de vedere că este persoană foarte indicată. De asemenea, vreau să menționez domnul consilier Tudor Florin că ca o persoană care de asemenea a activat în cadrul școlii gimnaziale în anul școlar 2014-2015 ca mediator, în care de asemenea am fost foarte mulțumit de activitatea pe care am desfășurat-o, prin discursul pe care l-am obținut, vreau să precizez încă o dată că sunt foarte mulțumit cu nominalizarea celor doi consilieri ca să ne reprezinte în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Danache. Dacă mai sunt, înscrie la acest. Dacă nu mai sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, în unanimitate, proiectul de hotărâre a fost votat. Rog domnul primar să ne expună punctul 2 al ordinii de zi. Referat constatator privind încetarea de drept a mandatului de consilier pentru domnul Popușoi Eugen și declarare ca vacantă acestui mandat. Subsemnații Cosma Fânică, primarul comunei Bucim, județul Bacău și Filea Elena, secretarul comunei, având în vedere constatarea decesului în data de 14.09.2015 pentru consilierul local Popușoi Eugen, conform informațiilor extrase din registrul electoral al Comunei Bucim, propune încetarea de drept a mandatului de consilier local pentru domnul Popușoi Eugen cu data de 14 septembrie 2015. Propunerea se încadrează în prevederea articolului 9, alineatul 2, litera I și articolul 12, alineatul 1 și 2 din legea numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare. Aici nu mai de discutat. În urma invalidării se va face adresă la partidul din care a făcut parte și o să desemneze o altă persoană. Doamne președinte, vă mulțumesc, domnule primar. Posibil să fie înscrieri la cuvânt. Înscrieri la cuvânt la punctul ăsta nu trebuie să aveți. Dacă nu sunt, să punem la vot. Nu trebuie să aveți că asta e situația. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Proiectul de hotărâre a fost votat. Are cuvântul domnului primar. Aici spune punctul 3, la rândul 3. Raport privind necesitatea inițierii proiectului de hotărâre referitor la aprobarea bugetului la investiția achiziție utilaj bulgiu-excavator pentru întreținere drumuri comunale în comuna Bucim, județul Bacău.
Doamnă și domnule consilier, am inițiat în regim de urgență acest proiect de hotărâre motivat de faptul că există riscul să pierdem finanțarea pentru investiția achiziției utilaj buldo escavator. Dacă nu prezentăm în timpul cel mai scurt aprobarea bugetului pentru această investiție, respectiv existând un termen scurt pentru cheltuirea sumei. Astfel am prezentat în conținutul proiectului de hotărâre propunerea de aprobare a bugetului investiției în valoare totală de 439.103 lei, din care valoarea eligibilă este de 354.115 lei, iar TVA-ul de 84.988 lei. Sumele care le-am prezentat fac parte din anexa 3 la contractul de finanțare și a fost întocmită, autorizată în conformitate cu cerințele actuale din cartea Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Vă reamintesc faptul că prin hotărârea Consiliului Local Buciu, numărul 15 din 23 martie 2014, ați aprobat instrumentarea proiectului achiziției utilaj buldo excavator pentru întreținerea drumurilor comunale în comuna Bucium, județul Bacău, al ulterior, informându-vă cu privire la contractul de finanțare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil. Susțin prezentul proiect de hotărâre în forma propusă, considerând că această investiție este benefică pentru comunitatea locală și de aceea vă rog să analizați, dezbateți și hotărâți. Vă mulțumesc, domnul primar. Aici e vorba despre buldo-excavatorul, e pe drum, e posibil să sosească astăzi, noi trebuie să avem aprobate bugetul la punctul ăsta. Pe urmă urmează următorul punct. Domnule președinte. Da, vă mulțumesc, domnule primar. Vă rog înscriere la cuvânt, domnilor consilieri. Da, domnule primar. Vă rog. Lista este deschisă. Deci, așa cum ați văzut și în proiectul de hotărâre, noi în primăvară am aprobat achiziționarea acestui utilaj, fiind foarte necesar comunii noastre, dar timpul ne presează și deci Comisia a analizat cu foarte multă atenție proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar și e vorba de garantarea unei sume, de altfel punctul 3 este legat foarte mult cu următorul care va urma, punctul 4. Noi trebuie să garantăm 40% din această investiție, dar garantarea se face la un procent de 110% din această sumă. Da, deci așa cum am studiat și am văzut și contractul de garantare, Comisia este de acord cu Vă mulțumesc foarte mult, domnilor. Înscrie la cuvânt. Dacă nu se supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate, acest proiect de hotărâre a fost votat de dumneavoastră, domnilor consilieri. Dăm cuvântul domnului primar pentru a expune conținutul de la punctul 4. Aveți cuvântul, domnule primar. Raport privind necesitatea inițierii proiectului de hotărâre referitor la aprobarea solicitării scrisorii de garanții din partea Fondului de Garantare a avansului pentru proiectul achiziției utilaj buldo-excavator pentru întreținere drumuri comunale în comuna Bucium, în județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri, acest proiect de hotărâre a fost inițiat în conformitate cu conținutul anexei 3 la contractul de finanțare din 30.07.2015, încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și UAT Comuna Bucium cu privire la aceste investiții ca la proiectul anterior. Astfel, în articolul 4 din contractul de finanțare se prevede ca beneficiarul că beneficiarul poate solicita avans la data depunerii cererii de finanțare sau până la data depunerii primului dosar al cererii de plată la autoritatea contractantă. Iar acest avans se acordă conform prevederilor regulamentului Consiliului numărul 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală și al regulamentului Comisiei numărul 1974/2006 și stabilire a numărul de aplicare a regulamentului. Așadar, UAT Comuna Bucium, în calitate de beneficiar, a solicitat să se acorde un avans de 141.646 lei, care reprezintă 40% din valoarea ajutorului public, respectiv 354.115 lei. Prin urmare, pentru a primi acest avans, suntem obligați să depunem o garanție financiară care să acopere suma solicitată în avans în procent de 110%. Această scrisoare de garanție bancară va fi obținută în urma solicitării noastre din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural
IFNSA și se referă la suma de 155.810,60 lei, fiind necesară pentru a acoperi suma în vederea achiziționării utilajului. Având în vedere acest aspect, rog a analiza și aproba rea proiectul de hotărâre în formă prezentată. Aici este vorba despre că noi nu avem suma. Și mai sunt două luni până la sfârșitul anului, nu avem suma necesară, cerem scrisoare de garanție bancară pentru această sumă, pentru a fi virat. Domnule președinte, domnule consilier, ați ascultat proiectul de hotărâre. Vă rog să înscrieți la cuvânt. Domnul Tudor, lista discuției domnilor. Mateș. Modoreanu. Dați-i cuvântul. Dați-i cuvântul. Dacă nu mai sunt înscrie, domnilor, dau cuvântul domnului Tudor. Așa cum aminteam și în modul anterior, punctul 3 are mare legătură cu punctul 4. Comisia studia că acest punct din proiectul prezentat de domnul primar este justificat, nu mai este timpul necesar. Noi trebuie să contribuim cu această sumă pe care trebuie să o garantăm. E vorba de 110%, ceea ce reprezintă 40% din 354.000 aproximativ, fără TVA, bineînțeles, suma. Și, în consecință, fondul de garantare, IFNSA, la care trebuie să apelăm, ne va sprijini cu această sumă, care ne va garanta că vom da această sumă și comisia este de acord cu proiectul de hotărâre inițiat domnul primar. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Tudor. Are cuvântul domnul Matineș. Referitor la acest proiect de hotărâre, într-adevăr este un proiect de hotărâre bine analizat. Considerăm că este de un mare ajutor în comuna noastră, pentru că acest buldo excavator va fi de un mare folos. Știți cu toții că noi am realizat un plug din care făceam curățenie pe zăpadă, din asta improvizată. Ne-am descurcat așa cum am putut. Problema numărul 1 este că acest buldoexcavator pentru întreținerea drumului va fi binevenit. Aș avea o propunere în această problemă. În primul rând trebuie să ne gândim că există un utilaj nou, un utilaj în care va trebui să ne orientăm la o persoană bine pregătită, pentru că acest utilaj să poată să ne facă față în bune condiții și să nu-l degradăm, să-l stricăm, mă refer mai bine zis, ca să înțelegem toată lumea, și să putem să facem față în comuna noastră cu acest utilaj. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Mateiaș. Dacă nu mai sunt înscrie, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, în unanimitate, și acest proiect de hotărâre a fost votat dumneavoastră, domnule consilier. Cu permisiunea dumneavoastră, trecem la următorul al ordinii de zi. La punctul diverse, fiecare consilier, dacă are ceva de spus din sectorul din care faceți parte, dacă mai trebuie ceva sau mai sunt alte probleme. Sau alte probleme care v-au ajuns la urechile dumneavoastră de la comunitate. Vă ascult. Dacă sunt probleme, dacă nu sunt... Am și... Da. Domnul Toate. Și acest punct, domnilor, este important că cu această ocazie se rezolvă niște probleme ale cetățenilor din comuna noastră. Vă rog, înscrieri la cuvânt. Tu adevărat.
Așa. S-a înscris până acum domnul Matiniaș, Pavel Moldoveanu. Domnul Toare. Mă rugați frumos. Mihalache. Domnul Mihalache. Mai facem bine. Dacă mai sunt, înscrie. Dacă nu mai sunt, vă rog, în ordinea în care am expus. În ordinea momentului. Nu o să-mi trecem pe domnul Matiaș. Domnul Matiaș Arhiu. Domnilor consilieri, aș vrea să mă refer la sectorul de activitate prin care mi-aparține. În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului primar pentru iluminatul public prin care funcționează toate becurile. A fost un efort deosebit prin care domnul primar a venit cu electricianul și mi-a rezolvat problemele prin care în ședința anterioară le ridicase. Al doilea punct prin care vreau să-l spun că în sectorul de activitate către Biserica Ortodoxă Cons a fost făcută după sfințire curățenia în ceea ce privește în jurul bisericii. Am fost ajutat de către domnul viceprimar cu două persoane prin care au fost prezente și am putut să-mi desfășor activitatea. O problemă mai importantă prin care am și aș ruga aici conducerea, containerele prin care le avem acolo sunt pline cu piete, cu bidoane din astea. Da? Da. Și aș ruga să putem să le golim, că de acum ne așteptăm la sectorul de iarnă, prin care vremea se va strica și probabil că o să fie mai greu pentru rezolvarea acestui probleme. Nu rămân decât să vă mulțumesc că m-ați ascultat și în continuare îmi iau angajamentul că o să-mi desfășor activitatea în sectorul de activitate în care aparțin. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Matiaș. O să-i dau un răspuns pe loc. Vă rog, ori pe loc, nu stabilim. Ori după ce vorbesc voi, dau părere. Da, la fiecare. La fiecare. Pentru containerele cu bidoane, e un singur container prin l-am văzut. O să vorbesc cu firma care ridică, care o să mai ridice timp de o lună sau două gunoiul din comună. Am să vorbesc să vină să reie. Iar după cum ați văzut, începând de data de ieri, domnul Matieș, pentru Conț și pentru toată comuna, au fost distribuite pubere menajere pentru fiecare casă unde e locuită. Până la sfârșitul lui decembrie o să vină și celelalte trei pubere mari pentru selectare. Acolo o să fie două puncte. Acolo unde este ăsta acum și un punct în intersecție. Unde cetățenii comunei Cătunului Conț trebuie să ducă selectat în una plasticul, în una sticla și în una hârtia. Iar pubela aia menajeră mică, în aia se va pune numai gunoi menajer, nu altceva mea. O să primiți câte o scrisorică din partea mea, fiecare cetățean al comunului Bucium, modul de întrebuințare a pubelei, aia mici, și selectarea gunoiului cu pubelele alea mari. De la 1 ianuarie o să înceapă altă firmă care a câștigat-o județul Bacău la licitație și o să stabilim în ședința din luna noiembrie, sigur, prețul pe persoană pentru anul 2016. În rest, se vor rezolva din mers toate problemele care se mai vezi. Are cuvântul. Doamna Bădoleanu. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Matiaș a fost în același gând cu mine. Mulțumim și mai reprezint sectorul care îl știți și numele localnicilor. Mulțumim, domnule primar, pentru că ne-ați rezolvat și nouă problema cu iluminatul, că erau acolo două ulițe care chiar erau întunecoase. Și mai avem o rugăminte, dacă s-ar putea rezolva problema cu un pic de balastru pe ulițe.
la ulița spre Troiță, la Iorga, spre magazin și pe șosea de vale spre Savin, Paraschile, aici, spre podul Furnica, dacă se poate. Când se poate și când... Spune Paraschile? A Paraschivei. La față în față. E bine? Acolo, bun. Am... În rest, zicem noi că colaborăm destul de plăcut și toate lucrurile sunt bune. Mulțumesc. Pentru iluminat, știți cum, știți cum mă descurc? Știți, nu? Da. Ca să fie becuri în fiecare seară, pe care când se ard, trebuie să facem taxa pe iluminat. Dacă depunem, facem taxa pe iluminat, atunci se angajează un electrician, atunci mașină, scări, becuri cumpărate de primărie și sună nenea Ion, domn primar, mi s-o ars becul. Pleacă mașina și punem becul. Dar până nu o să facem taxa pe iluminat, cred că o să mai dureze, ne descurcăm de două ori pe an, primăvara și toamna, târziu, să punem toate becurile, începând de la 1 până la 600 de becuri câte avem în satul Buciu. Așa o să ne descurcăm în timp. De-aia e bine spus cetățenilor că nu se poate schimba becul de câte ori se arde. Unele becuri țin un an, altele 2 ani, altele 2 zile, 2 nopți. Așa nu le-am făcut noi și nu putem să mergem să o arsăm de casă. Dar sunt destule becuri, chiar dacă se arde unul, iar în zona când se arde pe o uliță din cauza unei crengi, a unui scurt, se arce în 6 la rând, atunci mi-asum răspunderea, trimit pe cine trebuie să trimit și schimbă becuri. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul primar. Înainte de a da cuvântul domnului Toader, vreau să fac o specificație. Așa. După cum am specificat, și acest proiect de hotărâre al ordinii de zi are multe probleme de rezolvat. Domnul primar este foarte activ în rezolvarea problemelor cetățenilor din Comuna Buciu. Vă rog, domnul Toader. Da, mulțumesc. Am câteva interpelări pentru doamna secretară și pentru domnul primar. Pentru doamna secretară, referitor la concursul pentru ocuparea postului de agent agricol, care este starea. Am citit pe informația aici că au fost respinși toți care s-au prezentat la concurs. Care este situația concursului? Dacă s-au mai înscris, dacă se poate răspunde imediat, ca să poți trece. Pot să vă răspund tu? Nu, dar eu vreau să răspund la un secretar, dacă... La... Da. 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 Spune-te. Da. Acum, dacă... Da, de cuvântul, domnul președinte, păi, sigur. Da, se răspunde, într-adevăr, a avut loc concursul pentru ocuparea postului de referent agent agricol. În urma acestui concurs, la proba scrisă, deși la procedura de selecție a dosarelor, a fost foarte bine pentru toți cei 5 candidați, deci am trecut de etapa selecției dosarelor. La proba scrisă au fost prezenți doar 4. O doamnă domnișoară din Onești, deci una din comunitate, nu s-a prezentat. Iar din cei 4 vreau să spun că nu a întrunit punctajul respectiv 50 de puncte din 100 nimeni. Și, cum era firesc, au fost respinși. Condiția pentru a fi ocupat este să te pregătești pentru un concurs, nu? Și să obții 50 de puncte. Nu s-au obținut 50 de puncte, am reluat, în schimb, procedura. Va avea loc pe data de 23 și 25 noiembrie un nou concurs. Noi sperăm să vină persoane mai bine pregătite. Ce să facem? Ăsta este ghinionul nostru. Cred că vă dați seama cât de greu ne descurcăm. Au crezut că la primărie... Alte modalități de ocupare... Alte modalități, cu șpagă, cu fără da. Șpagă, cu borchet, cu râd, dacă râde la mine sau râde la doamna sau zâmbește, poate să treacă examenul. Nu. Nu s-au pregătit normal și n-au putut să treacă de 5. Măcar unul din 4. Măcar unul din 4 n-au putut să facă nota 5, să treacă la oran, la interviu. Nu, au luat 4, 3 și 2 și 1. Nu mai știu ce note, că am notele astea sunt în mare. Am crezut că dacă râde la comisii,
o să treacă examen. Nu! Trebuie să înveți, ne trebuie oameni bine pregătiți, cât de cât, dacă nu cât de cât pregătiți, mai învață de mers. Dar trebuie măcar să facă de nota 5. Nu face și din cauza asta am mai pierdut în corună, suntem în urmă cu registrul de rol, dar nu putem angaja pe R, pe zâmbet. Da, continui. O interpelare pentru domnul primar. Situația microbuzului pentru transportul elevilor. Intempestiv s-a oprit circulația lui și dimineața respectivă a venit domnul primar, a încărcat niște copii să-i transporte din a lui, lucru pe care eu l-am văzut că am tras prea de păr și nu mai știm nimic. Seria... Domnul Foader, toți părinții care au avut copiii pentru răcăuți Bucium, au fost în dimineața aia, i-am informat, m-am dus eu, i-am luat cu mașina și i-am adus la Bucium, am sunat repede șoferul de la Târgovește, de la Arctic, și mi-a luat restul. S-a produs o minune care n-am putut să o duc la capăt, măcar nici până luni avea examen. Din examenul care trebuia să fie luni dimineață, erau două persoane, unul Pintilie și băiatul ăsta care m-a ajutat o lună de zile, mi-a zis, domn primar, iau, nu iau examenul, vă ajut o lună de zile să aduc copiii. Să, fiindcă microbuzul era în curte, zic, măi, dacă vrei, i-am luat câteva rânduri, că nu face alte probleme cu microbuzul, s-a comportat destul de bine un timp. Un timp. După câteva discuții cu el, că l-am prins cu alte probleme, și ultima problemă, a băgat mâna în sertar. Ultima problemă, vineri, în fața de la caserie, a zis că îi lipsește 150 de lei. De la noi, din primăria asta, din 2005, de când e primărie, dacă am lăsat 50 de bani pe masă, a șters praful, a pus înapoi 50 de bani. Nu a dispărut un leu. Noroc că nu i-a luat, avea 9 milioane să predeie banii la trezorerea Onești, că nu i-a luat pe toți. Cred că de atât a crezut el că 150 de lei, fata e așa de proastă și uite ce a uitat ce a făcut cu ei. Aia, printre alte două greșeli care le-a făcut, asta era a treia, i-am luat cheile și m-am lipsit de el. Și nu s-a mai prezentat el la examen luni, ăla lui Pintilie, din Bucium, era la Deva și mă sună tatălui că nu pot pleca de la Deva și să fac ceva. Nu se poate face nimic. Nu se poate face nimic, nici concurs de la distanță, nu se poate face nimic. Omul trebuie să se prezinte la față și să dea examen. Nu dă examen, nu poate intra în bagaj. Și iar din nou, acum pierdem o lună, pe 2 sau pe 3 decembrie, 2 și 4 decembrie, să scoate postul ăla la concurs, își depun dosare, îi așteptăm cu cel mai mare drag, dar persoana care o să vină să o să câștige concursul, în afară de a conduce, de a ști să conducă microbuzul, să fie cu minte și să respecte și să fie respectos pentru cele mai mari probleme, trebuie să știe cât de cât să conducă și buldoi excavatorul. Deoarece de la ora 7:30, ora 8, când mi-aduce copiii de la Răcăuți și până la ora 12 când îi duci, sunt 4 ore. Nu poate să râdă la mine sau să zâmbească la mine. Dacă știe să conducă, o să învețe să conducă și buldo, pe timp de iarnă îl trimit repede pe o uliță, de exemplu, la Cuțui. Du-te și desfundă ulița aia de zăpadă. Altă dată, du-te și fă un șântuleț de 20 de metri și pune în bascură. Altă dată, împinge undeva la un pod. Să nu creadă că cine o să nu justifică salariul numai pentru 4 drumuri de Răcăuți. Nu justifică. Și timpul. Vine vacanța, iarnă, primăvară, vară, 3 luni, o să iei concediu, o lună. Dar 2 luni ce fac cu el? Să vede la mine sau ce face? Sportă sânge? Și m-am gândit
că cine o să câștige în fișa postului, o să-i atașez și minunea asta sau alte probleme care să vivesc în comunitate. Că nu se poate să stai numai 3 ore și să fii pontat 8 ore. Asta e cu microbuzul. Mai așteptam acum, din cauza asta, fiindcă nu mai am și nici nu mai fac pentru nimeni să vină să mă ajute, l-am parcat în ogradă și stă cu minte o lună de zile până să ține examenul. Mulțumesc. Mai am câteva probleme. Adică trebuie să mergem în același. Întrebările sunt scurte, răspunsurile sunt mai lungi. Da. Pentru că lucrarea, reabilitarea școlii s-a încheiat, pentru că este una dintre lucrările din Comuna Buciu de o valoare extraordinară și adică executată și lucrarea deosebit. Eu felicit pe cei care au implementat proiectul și care au scos la capăt lucrarea asta. Și aș avea o propunere, pentru că știm foarte bine că școala este pentru etnia romă și trebuie întreținută. Și pentru că zona Răcăuțului este predispusă spre diferite situații de furt, s-au făcut furturi, s-a intrat până și în ogrăzile oamenilor și s-au furat baterii de la mașini. Se folosește în multe comuni din țară. Adică este o idee. Un sistem de avertizare centralizat, video, bineînțeles, care poate fi condus chiar din primărie și asta nu necesită, apropo de completarea unor funcții. Sunt tineri și majoritatea tinerilor știu și IT și s-ar putea. Investiția nu cred că este extraordinar de mare și ar fi o treabă foarte bună, pentru că altfel, lăsând numai la interesul și grija cadrelor care până la urmă își fac orele, profesorii și învățătorii, nu cred că se poate în timp să, adică să mărim durata. Și încă o interpelare, aici nu vreau un răspuns, aici dacă este posibil în timp se poate iniția un proiect de hotărâre pentru un sistem de avertizare video. Așa, pentru... Bun, și lucrarea, deci se vede, clar am spus-o și în alte dăți, este cu bani europeni și de asta. Ăsta e motivul pentru care s-a lucrat perfect. Cred că perfect se va lucra și la drumul care s-a început, dar nu înțeleg, și aici e o interpelare pentru domnul primar, nu înțeleg ce se întâmplă pe ulița și acum dacă revin și eu la, ca să fiu un ton. Deși ședințele consiliului nu sunt în raport al consiliului, consiliului e partea de legislativ, Consiliul executiv este executiv. Deci ca să-i viu și un ton cu ceilalți consilieri, zona mea. Ulița aia care e prin fața școlii, fac toată ziua, se sapă. Ce se întâmplă? Eu bănuiesc, da? Nu pot să întreb băieții, le-am oferit spațiu acolo ca să intre cu utilaje de navea unde, asta nu înseamnă că eu să-i cer lor informații sau... Vreau un mod instituțional ca domnul primar să spună ce se întâmplă. E problemă, că eu așa se zice, problemă de proiect, nu? Greșesc, domnul primar? Și aici vreau un răspuns competent. Da, domnul Toader, cu școala de la Răcăuț s-a dezvoltat, s-a efectuat lucrările de 100%, aproape de 100%, cred, 100%, după ochiul meu, ca primar. Și acolo avem dirigenții de șantier, sunt bani europeni, avem dirigenții de șantier. Lucrările s-au executat conform proiectului, nu au nicio abatere de la PTH. Așa cum v-am mai spus în alte ședințe anterioare, prima rectificare de buget, când am să o avem o sumă consistentă, vom cumpăra în jur de vreo 10 camere de luat vederi puse la
intersecții cele mai strategice. Cele mai strategice. Adică una, în dealul, acolo la Neagu, unde urcă romii, una la Boteanu, la intrare în sat, la intersecție acolo, una la drumul Morii, una în dealul Răcăuțului, una în fața școlii și câteva în interior. Câteva în interior, fiindcă consider că eu am vorbit cu domnul învățător și profesor, vorba-i vorbă, le-am zis că în fiecare zi să fie un ofițer de serviciu pe hol. Am zis. Dar nu am controlat. O fi făcut, n-am avut timp, n-am avut timpul efectiv să mă duc să controlez, să văd dacă e. Că dacă se strică ceva, le-am spus. Să strică ceva și nu știe elevul care a stricat, am să-i opresc din salariu. Toată stricăciunea, dacă nu știe. Dar pe lângă ofițerul de servici, am să montez câteva camere de luat vederi pe hol, la baie, la baia la WC-ul, la chiuvetele cu apă, în clase, și atunci o să vedem perfect dacă profesorul sau învățătorul își face treaba sau și ele, care elev o să care elev e cu minte sau care strică. Cu camerele de luat vederi pe în sat, cred că sunt foarte benefici, că atunci o să se vadă, mai să vede hoțul ăla care trece noaptea cu porumbul, cu trifoiul, cu lucerna, dar asta se poate numai în cazul când prima rectificare de buget, în care o să avem o sumă și la bucium tot la fel, prin intersecțiile principale, prin fața primăriei, o să fie camere de luat vederi. Pentru a doua întrebare, cu drumul, ce să vă zic? Au câștigat o firmă de la Bacău, Rus Trans. Au început în vară, am avut 36.000 de lei rămase la proiectare. Le-au aruncat 30, au dat 30 de mașini de balastru. Au venit acum, mai fost prins cu 2 miliarde și încă cu 5 până la sfârșitul anului. Ne-au promis că încă 5 miliarde până la sfârșitul anului. Dar n-au fost în stare între proiectant, ridicarea topul a proiectantului și ridicarea topul a societăților să cadă la un consens la punctul de plecare. Ridicarea topul, cât trebuie să pună, cât trebuie să iei, un să pună. Avem o săptămână jumate în care au făcut o honcă și nu știe ce să facă. Nu se corelează între unul și altul baza de date, cât trebuie să cu ce înălțime trebuie să meargă. Întâi au săpat, au zis că trebuie săpat. Săptămâna asta, ieri, au vineri și au spus că nu mai trebuie săpat. Trebuie să adauge 40 de centimetri. Adică 15 de balastru, 13 de piatră spartă, de rocă, de piatră spartă, 13 cm de piatră spartă și ar mai fi 10 asfalt. Și ar mai fi 10 asfaltul. Eu consider și am considerat că așa, pe unele locuri această ridicare, unde s-au mai pus balastru, nu mai pus balastru și anul trecut, au mai pus ei o tură în vară, această înălțime de 40 de cm cu asfalt cu tot nu mai ieși din ogradă. Sunt zone unde ulițele sunt înguste, nu mai poți să ieși din ogradă. Le-am sunat ieri că le dau sistare, le-am spus că le dau sistare la lucrare, până se pune la un consens. Până se pune la un consens, ce trebuie să facă la drumul ăsta? Dacă vine zăpada și ați dat sistare și nu se continuă lucrare, ce facem acolo? Am pentru bani. Păi nu, dar noi ce facem acolo? Cum circulăm? Cum să se repare un pic aici în fața, la dumneavoastră, nu e asta, trei mașini? Nu, mai numai acolo. De acolo în fața garajului dumneavoastră sunt trei mașini, au pus trei mașini de balastru, au rectificat, o să mai pună pe astăzi poate, ridică la cota care trebuie ridicată. Pentru anul ăsta au zis așa că vin să bage balastru. Deci nu-i greșeală de proiect? Nu. Care loc revin? E posibil, nu știu. Eu sunt primar. Nu știu, nu mă pricep. Eu de aia am plătit proiectantul, am plătit un PTH
ca proiectantul, împreună cu băieții lui de la ridicarea topului, care i-a adus și ăștia de la Rostrans, să dea nivelul drumului. Eu sunt, nu, sunt primar, nu mă pricep la toate minunile astea. Dar, ca orice, eu, ca la școala de la Răcăuți, eu sunt un pic nemulțumit. De ce sunt nemulțumit? Domnii care au câștigat școala de la Răcăuți, lucrarea la școala, modernizarea școala Răcăuți, au investit, au venit cu bani, au scris în caietul de stație, că au bani, au tot ce le trebuie, da, au investit banii dânșilor, au făcut 2-3 miliarde, au făcut situația de lucrare, am semnat-o cu dirigintele, am transmis-o pentru plată, le-au venit bani într-o lună jumate. Ăștia nu înțeleg, nu înțeleg, și le-am repetat-o de 20 de ori zilele astea, că trebuie să investească banii lor întâi, să facă lucrare de calitate, aștia conform proiectului, ăștia cu drumul. Nu înțeleg că trebuie să investească banii lor întâi, 2, 3, 4, 5, 6 miliarde, 10 miliarde, sau să-l termini, 31 de miliarde, să termini tot drumul, tai factură, eu o transmit la București într-o lună jumătate de din bani. Nu vor să înțeleagă că așa la orice magazin, orice firmă, din România, te duci la depozit, cumperi marfă, dai banii și aștepți un an, doi, până nu vinzi. Ei nu vor să înțeleagă chestia asta și nu vreau să facă nimic în avans, vor să le arăt banii în pălării. Eu banii nu îi am în pălării, nici în bugetul local, fiindcă nu-i investiții din bugetul local, ci investiții de pe programul PNDR, program de la București, de guvern. Nu, nu. Nu înțeleg că ei trebuie să investească, să facă treabă de calitate, conform proiectului, și pe urmă să taie factură, situație de lucrări semnată de dirigintele de șantier, care am diriginte de șantier, eu sunt primar, semnez ca primarul. Eu mă uit la drum, ăla drum. Am diriginte de șantier, are studii pentru această treabă, este plătit pentru această treabă și răspund în fața procurorului sau legitorului sau oricare pentru ca și la școală. Am diriginte de șantier, el răspunde în fața, nu cu primarul. Primarul semnează ca primar. Nu am, eu nu am studii, nu am inginerie, nu am tot ce poate face la un drum. Trebuie să fiu și proiectant, și topometrist, și zidar, și pe buldozer, și pe autogreter. Nu! Ei când au participat la licitație și au câștigat licitația față de ceilalți, au scris acolo. Că au 5 compactoare, că au 2 autogredere, că au bani, că au oameni reteiși, că au oameni să lucreze. Au pus, au dus la Șoarea, au adus 3 de la Șoarea. Hai să facem treabă. Nu, nu fac treabă cum trebuie și conform proiectului, atât cât văd eu, le dau sistare de lucrare și să mă le sunt. Da, și pierd banii până la... Nu mai înțeleg decât să fac ceva, ți râdă lumea de mine. E treaba dirigentului de șantier, e treaba, i-am spus, e treaba lor, sunați proiectantul, puneți-vă la un consens. Hotărâți-vă! Hotărâți-vă ce aveți de făcut. Nu pot să îmi trăsesc niște pe garduri. Pe garduri topul lor, am locuri unii la 80 de centimetri, trebuie să urce. Mi-am făcut cruciet, m-am enervat, de asta mi-a venit și rău. Mama, așa de tare m-am enervat ieri, de nu mai puteam... Primarea topul pe care au făcut-o ei, au făcut-o în baza proiectului existent, deci proiectul... Nu cred că din proiect, ceva nu cade, nu ies, au făcut niște semne pe garduri, proiectul la 80 de centimetri, după semnul cel ar trebui să ajungă balastru cu asfaltul la clanța porții. Dacă e casa mai jos un pic în ogradă cu două palme, ai în dreptul geamului. Nu mai vine că asfaltul de la Onej la Bucium s-a făcut fără proiect. Adică a fost proiect, dar s-a făcut repede de peste pământ, fără balustrare, fără... Nu mai vine, a fost așa. Nu-i treaba mea. Ei, știu. Nu-i treaba mea. Că și la drumul comunal a fost dirigente de șantier, nu primarul răspunde. La fiecare lucrare principală am dirigente de șantier, e treaba lui cu ce semnează. Eu semnez și eu într-un colț, că am văzut că faci hârtiile celea, da? Nu, eu nu mă pricep, nu sunt nici topometrist, nu sunt nici inginer, nu sunt, chiar dacă aș fi, sunt ginecolog, poftim. Nu mă pricep, ginecologul nu poate să se priceapă la treburi industriale. Cam atât. Nu, dar o să aibă o fiertă. Îmi dați să-ți facem o completare?
Referitor la școala Răcăuți, pentru faptul că în fiecare marți susțin o oră după amiază, vă confirm, domnilor consilier și domnilor primar, că există un caiet de procese verbale în care fiecare profesor, și există profesor de serviciu pe școală în fiecare zi, și acest profesor consemnează... Da, o să cerem. Care consemnează ceea ce se întâmplă în școală în fiecare zi. Le-am citit și eu și să știți că este concretă situația. După cum am spus, mai înainte fiecare... nu am avut timp să verific. Deci eu vă aduc o completare sigură pe care puteți să o verificați. Fiecare profesor este responsabil de ceea ce trebuie să facă și interesat pentru menținerea și aspectul școlii, cât și pentru susținerea activităților în bune condiții. Nu este interesant nimeni să aibă probleme în ziua respectivă. Continuați mai departe. Deci atenția este totală din partea colegilor. Mulțumesc. Mai sunt probleme, domnul Toader? Nu. Dacă nu mai sunt, eu vă mulțumesc. Aștept și să... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați consilieri, vreau să precizez faptul că nu vin cu interpelări, vin doar cu niște informări. Așa cum bine știți, în perioada 26-30 ale lunii respective, am participat efectiv la distribuirea puberilor pentru gunoi menajer și după cum am și exprimat, efectiv am participat locuință cu locuință pe partea Răcăuțului și a zonei Cătunului Conț. Normal, reticențe au fost, intervenind și chiar mulțumesc pentru faptul că am fost delegat să mă ocup de această, dacă totodată am avut și alte discuții cu locuitorii din satul Răcăuți și Cătunul Conț. Reticenții mă refer la faptul că nu sunt de aceeași mentalitate toată lumea. Sper și cred că am avut convingerea, puterea de convingere să-i motivez prin faptul să-și achiziționeze această unitate de pubelă pentru gunoiul menajer. Dar totodată au fost și unele probleme în care lumea, cum bine știți, sunt mulțumiți, sunt mai puțin mulțumiți, sunt nemulțumiți. Referitor la domnul primar, vreau să vă informez că referitor la iluminatul public. Deci, acțiunea pentru înlocuirea becurilor arsi pe satul Răcăuți. Știi toată lumea că deja a avut loc în cursul săptămânii acum două săptămâni. Calitatea becurilor este, așa cum știți și dumneavoastră, între timp s-au mai ars. Sunt câteva zone care așa. Aceeași problemă le-a spus că nu avem serviciu personal pentru această activitate. Nu putem să ne deplasăm pentru un singur bec în zona respectivă. De aia, privind problema asta, vin cu rugămintea la consilierii care răspund de zonele respective să monitorizați și să spuneți oamenilor care cum stă problemele. De asemenea, aprecierea au fost pentru balastarea drumurilor sătești, a uliților. S-au balastat, mă refer la zonele care nu fac parte din proiectul de asfaltare, să mai balastează, după cum bine știți, avem un stoc în curtea primăriei balastru. Deci, cum am terminat cu programul și pregătirea combustibilului pentru căldură, respectiv alemnilor, pentru crăpat, stivuit, distribuit pe lăcașile de cult. Mai avem de construit un adăpost pentru asta, deci o să începem cel mai scurt timp și balastarea drumurilor sătești.
Referitor la achiziționarea, la un noi amenajer. Deci toată lumea trebuie să fie informată, toți locuitorii trebuie să informați. Ceea ce înseamnă cu noi menajer în pubelă. Și de asemenea să informăm că o să fie în jur de 10-15 puncte în care se vor amplasa containere pentru gunoiul selectiv. De asemenea să vă rog să informați locuitorii ce înseamnă gunoiul selectiv. Sunt cetățeni care înțeleg, sunt mai puțin care nu înțeleg. Vârstnici, deci, hârtia pe containerul respectiv, plastic pe containerul respectiv. Deci asta nu înseamnă frunze, nu înseamnă restul de la vegetații de uscate, tăiatul viilor și ăsta, că sunt lucrări de toamnă, primăvară, în care se fac curățenii pe grădinile oamenilor, se fac ăstea. Deci, facem mențiunea și să anunțăm toți locuitorii comunii noastre că avem spații pentru depozitarea acestor resturi de vegetație uscată și vă mulțumesc pentru atenție și în speranța că veți informa locuitorii, încă o dată vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Ialache. Domnul președinte, aș mai avea de adăugat. Poftiți, domnul primar. Cu această ocazie, mulțumesc domnului viceprimar pentru că s-a implicat în distribuirea puberelor menajerii la Răcăuș și Cătunul Conț. Eu, așa cum am mai zis înainte, am făcut o scrisorică pe care am să o distribui la fiecare poartă locuită săptămâna care vine și înștiințez pe cetățenii Buciumului, a comunei Buciumului, că din comuna Bucium face parte și satul Răcăuș și Cătunul Conț, despre metoda de a folosi pubela mică numai pentru gunoi menajer, cele trei pubele mari pentru sticlă, plastic și hârtie, și să le mai explic că dacă nu au refuzat să iei pubela menajeră, nu înseamnă că nu plătește gunoiul. Gunoiul este taxă pe gunoi. Acum se procedează în județul Bacău și la Bucium o să fie o taxă pe gunoi. Cred că 2016, 3 lei și 70 ceva de bani. Pe 2016, scos, nu scos, chiar dacă ai luat pubelă, scos gunoi, nu scos gunoi la poartă, taxa anuală se plătește. Asta e 3,73 pe lună de persoană. Dacă sunt 3 în casă, ar fi 11 lei sau cât înmulțim. Vă mai informez că au mai fost. Și mai ales... Mă referem la țigani, ei nu pot plăti. Mai mare... Dacă sunt 20 în casă... Am, pentru Bucium, au fost un pic mai reticenți. Fiindcă societatea care am avut-o, care au avut contracte de individuale cu ei, nu a făcut contracte la toți și i-au lăsat pe unii de izbârșire, dar gunoiul au scos. Firma care a fost, a ridicat gunoiul, l-a dus la Bacău, dar începând cu 1 ianuarie, cu 2 ianuarie 2016, ce a fost, nu va mai fi, toată lumea, sper, prin noi, când te întreabă omul, trebuie să știi ce să-i vorbești. Nea Ioane, nu se poate pune în pubela mică cenușă, bolovan, mături în ogradă, nu. În aia se pune numai restul menajere. În celelalte, cu cât facem și selectăm gunoiul, cu atât e mai bine pentru comuna noastră și o să se mențină un preț mai mic. Sper și sunt sigur că buciumele sunt oameni deștepți și înțeleg situația care trebuie. Avem tot, cred că, NVM-ul pe drumul principal, iar pe drumurile laterale
așa cum s-a procedat din 2000 până astăzi și în iarna 2015-2016, tractorul meu cu lama, cu paznicul, o să facă pe uliță la Bucinu. Dacă ne vine buldu, o pregătiți și bă, șoferul fuge repede, se desfunde pe uliță unde nu poate să se întoarcă. La Răcăuț, la Încătunul Punț, domnul Mateieș, așa cum m-a ajutat anul trecut cu veu, o să facă cu veu de zăpezire. Unde nu poate fuge buldo, 3-4 ore, în pauza între 8 și 12, o să fugă buldo sau de la 2 până la 4-2 ore, vine la Conț. Sper să avem noroc că, ca și 2014-2015, poate Dumnezeu ne ajută, să avem noroc de o iarnă mai blândă, să nu fie vifor, să nu fie vijelii, să nu avem alte probleme, furtuni, să rupă stâlpi, să cadă tensiunea și alte probleme. Eu cam atât am avut de spus. Domnul președinte, vă mulțumesc. Domnilor consilieri, cu permisiunea dumneavoastră aș pune o întrebare. Dacă mai sunt probleme? Dar eu așa. Domnul Matei. Domnul primar, v-am văzut ieri că ați fost în sectorul meu de activitate acolo. Poate ați observat că la coborârea pantei acolo ați văzut s-a turnat asfaltul ăla și a rămas o porțiune destul de mare, așa, care nu știu cum o să trec cu plugul ăla pe acolo. Nu agăți eu asfaltul ăla? Un prag. Nu. Deci nu s-a mai pus niciun fel de... Domnul Mateiș, știți dumneavoastră, știți că se locuiți acolo și vă știu eu din 2000. E o porțiune de 500 de metri liniar, cred că în jur de 500-600 de metri, în care niciodată, de când sunt viceprimar 5 ani la Comuna Ștefan cel Mare și restul până în 2015 primar la Comuna Bucinu, niciodată Comuna Cașă, nici un primar, nici Gosar, nici Curelea, nici Soroiu nu s-a implicat pe porțiunea dintre hotarul meu n-au respectat să ajungă la hotar pe porțiunea aia de... fiindcă n-au venit. Acolo sunt vreo 2-3 cășuneni pe teritoriul lor și au zis că nu facă acolo, nu are ce să-i voteze. Pentru două persoane nu vin să facă, că nu se necesită investiția. Din 2000 eu am balastat în continuu acel drum de 500 de metri până la Zărnescu sus, ca să poată ieși conțenii. Eu l-am balastat, eu l-am aranjat cu autogrederul o dată pe an sau la câțiva ani. Dar toate au o limită, cred că toate au o limită, fiecare primar să aibă grijă, nu contează dacă la mine la Bucium e numai unul în capăt la Costea, nu m-am dus pe la Ramona, la Paraghiță, cu plugul, cu viu, am ieșit la Oancea, am mers peste tot, am balasat peste tot, am dezăpezit peste tot. Am desfundat și uriții. Ce înseamnă hotarul în interiorul hotarului Comunei Bucium. Cred, da. Și anul ăsta, până am să reușesc când vin cu utilajele, să mai îndrept un pic drumul ăla și pragul ăla acolo să punem. Că nu vin. Nu o să vin în vecii vecilor. Vă mulțumesc. Domnilor consilieri, dacă nu mai sunt probleme, declar ședința închisă și vă mulțumesc pentru participare. Așa cum ați văzut-o mai mult.